acasă. Oh, acasă. Îmi place că mă completezi, mă jur. Cu drag. Salut, sunt Andrei și am sunat un tuet, ne-am cunoscut în audiții. Ca să nu uitați, eu scot sinete și fac legere. Ce înseamnă sindromul Tourette? E atunci când corpul meu se mișcă involuntar, scoate sunete involuntar și vă înjură involuntar. Pule! Bine, asta nu înseamnă că o să vă înjur pe voi, dar nu înseamnă nici că nu o să o fac, știi? Dai să vezi când votăm. Exact ca la Chelu. Numai că la mine boala nu a avansat așa de tare. Buci! Ai avut noroc. Pule! Reacția lui Delia era foarte... Nu știa ce să facă. Da. Bendeac prima oară la fel. Mi se pare că am auzit Turet la un moment dat și tot n-am perceput efectiv. Și după aia când mi-am dat seama, a fost primul impuls să nu cumva să râd. Bineînțeles, le este rușine să râd de asta. Înțeleg, pentru că e o tulburare. Nu pot să râd de o tulburare. Dar în momentul în care îți dau eu voie să râd, pentru că o fac, fac treaba asta pentru a face comedie, atunci e ok. Atâta timp cât râzi cu mine, eu nu mă supăr. Heba! Foc! Foc! Hai! Hei! M-am și întors spre public, știi? Și le-am făcut semne, dar nu știu ce semne am făcut. Adică râdeți, dar cu grijă, nu știu ce era în mintea mea, adică era un cumul de... Am putulițit. Așa mai multe tipuri, așa că... Păi putulițit, mă. Dar când ai reușit să râzi, să te detașezi? Nu, n-a durat foarte, foarte mult, pentru că mi-am dat seama foarte repede că el în scopul acesta a venit și că el așa tratează această treabă. Boala în sine nu e o glumă, știi? Eu iau o glumă pentru că eu pot, eu îmi permit pentru că o am, știi? Și atunci pe mine asta mă ajută foarte mult să trec peste ea, decât să stau să mă plâng. Îmi place, îmi place, îmi place. Bravo, Andrei! Focă! Focă? Ai zis focă? Am zis focă, da, focă. Marfă! Buci! Buci, focă! Așa mi-am făcut albumul, da. Mulțumesc! Bravo! 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 M-a apucat bocito. Hey. Da, serios. Deci am plâns. Când ai aflat că ești în finală? Da, pentru că pentru mine a fost o realizare. A fost ceva ce am reușit să fac și prin experiențele pe care am trecut eu în trecut cu bullying, cu... Du-te acasă, imediat. Cu bullying, cu școala, cu oamenii în general. Pentru mine a fost o realizare mare, știi? Salut! Andrei! Andrei! Bine! Salut! Ce am zis focă de mult. Ai lăsat foca? Pule, da. Ce s-a schimbat de când... De când ai fost aici? Tot. S-a schimbat în bine? În bine, da. Nu mai mi-e teamă să ies în public, de exemplu. Pentru că cum am văzut la Emor, mă știu o grămadă de persoane, puf, și în loc să mă întreb de ce făcea, m-a chemat să fac o poză. Perfect. Și cum am dat și un boost persoanei care au Tourette, știi? A ajutat foarte mult, în curajul de a veni aici. Exact. Deci așa am ieșit cu câinele afară și lângă noi este un liceu. Și erau că, mamă, uită pe Andrei. Și au început tot să țipe. Și m-au oscat dat acolo, toți 15 persoane. Și sentimentul ăla e, nu știu, e de nedescris. Tu ești, practic, un ambasador. Nu putea să încep să fac așa. Nu-i problemă, poți să faci ce vrei tu. Exact. Ce vrei tu. Ești delicios, oricum ar fi. Doamnelor și domnilor, haideți să-l primim cu aplauze puternice pe Andrei Ungureanu! Puci foca! Hai, Andrei! Put foca! Uite-mă, așa se primește, mă, un concurent. Da, frumos! Bucile fie cu tine! Vă salut! Mă bucur să fiu din nou aici. Am emoții de mă cac pe mine, deci fizic. Dar... caca. Orza. Am început bine. Orza. Vă sunt sincer recunoscător, pentru că doar datorită mă aflu aici. Și mă bucur să observ că multe persoane au început să mă ia drept exemplu în legătură cu diferitele probleme pe care le au în viață. Și mă înclin în fața voastră. Și noi în fața ta. Haideți să râdem și... E foarte bine că o să avem și noi concurenți. Caca.
Mai recent am început să fac ca o găină, știi, stau și ou. O să fute în cloșca. Du-te acasă. Nu tu, tu poți să stai acolo. Nu, stop. Nu că nu te-am trimis acasă. Pule. Mai târziu. Deci, ca să știți, eu sunt cel mai mare heckler al meu, adică unii comedian sunt opriți de către public, e bine, eu mă opresc singur, stați așa. E foarte dificil să ai pe unul care zice... Caca. Mai târziu și aia. Și uneori turet mă poate limita din a face ceea ce vreau să fac, ceea ce este... Pule! Ceea ce este genial, mai ales când mă duc la toaletă, fac altceva, știi? Și... Pule! V-am zis că eu sunt cel mai mare heckler al meu. Și mulți mi-au spus să mă duc la biserică, ceea ce... Cam aici ar trebui să termin toată gluma. Păi da, ești cea mai bună glumă din sezon, deci nu... Și nimeni nu poate să te acuze de rea voință, tinere. Deci sfatul meu este îndrept către biserică. Zic să mergem împreună. Toți! Mergem. Deci mulți ora 8 duc... dimineață, mitropolie. 7 lei. Îți dau eu de transport. Zic, deci, zic cu morsa, ca să trecem peste cumpănă. Fut eu, pentru tine. Morsa. Deci mulți mi-au spus să mă duc la biserică, ceea ce... Deci cam aici ar trebui să termin toată gluma. Da, da, este o boală păcătoasă. În fine, am fost odată să mă spovedesc în a... Oh, după legile creștine, pule, am subt-o. N-am subt-o. Magie! La spovedare! Excelent, mă, excelent! După legile creștine aș avea nevoie. În fine, am fost să mă spovedesc, m-a luat preotul în față, m-a pus în genunchi, mi-a pus sutana pe cap, nimic ieșit din comun până aici, doar că m-au apucat cu ticurile fizice și eram gen... Pule. Toată lumea a început să râdă mai puțin, popa și mama, 7 lei. Mama vine la mine să mă întrebe dacă spasmele au fost de la Tourette sau dacă asta este ceea ce îmi doresc de la viață. Da, de atunci m-am decis să mă spovedesc mai des. Fut eu, imediat. Pule. Hai mă, care-i plasă de siguranță. Ha. Imediat. Dă-i mai pozitiv, excelent. Da. Excelent. Imediat. Bravo. Hai, curaj. Ce-l face pe el într-adevăr valoros ca și comediant este felul în care reacționează el la reacțiile lui. Pule. E și incorrect gramatical, pule, știți? Deci Turetul e nu și în alfabet. Încă. Nu știm. Dar i s-au schimbat ticurile. N-au mai fost foca, epa. Da, dar nu e ca și cum nu e o bucurie că a scăpat de fut foca, a primit altele, adică e permanent, e, se reîmprospătează. Buci! 7 lei? Aia cu sunetul de găină nu pot să-l reproduc. Ce vorbeam? Despre ce vorbeam? Unde rămâi? Despre, ai rămas ceva la cu... hacker, din păcate. Popa, ai fost la spovedanie. Că asta-ți dorești de la viață. Erai la biserică. Spovedanie, bă! Da, eram la spovedanie. La spovedanie, la... Ai rămas la 7 lei. După cum vedeți, jurații noștri sunt foarte atenți. Stați așa o secundă, 7 lei costă și uitatul pe telefon puțin. O secundă, îmi cer scuze. Nu-i băi, frate. Chiar m-am uitat, deci nu mai știu nimic. Mi-a luat așa un blank de la nebunia. Crede-mă, astea. Țineți telefonul la îndemână, că nu e niciun fel de... Chiar nu e niciun fel. Exact. Mi-l sugi? Ce-a zis? Mi-l sugi. Da. Așa, deci vă dați seama cum ar suna o rugăciune cap-coadă spuse de mine. Fiți atenți. Yeah. Oh my God. Doamne, ho, ce arestată, pule. Noi pe tine te rugăm, ho, încață-și. Luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm. Aoleu, că tu ești stăpânul lumii, fute-o. Și a nostru tată ești, ho, mă cac. Și pe toate cele bune momentul împlinește. Deci cam, ce vă dați seama că aș zice că ai grijă ce-ți dorești, că poate se îndeplinește. Eu aș pune mai mult accentul pe interpretare și pe ritm. Da, adevărat. Să continuăm. Să fie primit. 7 lei. Așa fac eu abdomene, știi? Hai să-l încurajăm. Fut morsa. Mă bucur că s-a simțit bine, a fost invitatul nostru. Nu suntem acele persoane mizerabile care să vă inducă ideea că vrem să-l ajutăm într-un fel sau că ne pasă foarte tare. Fiecare își duce crucea. Băiatul ăsta nu a venit aici pentru a fi considerat handicapat. E un om care încearcă să descopere
o secundă de veselie în tot ceea ce poate, pentru că afecțiunea este gravă, chiar dacă stârnește râs. Poți să ne spui înainte de orice, care, da, asta cu 7 lei de când a pornit? Asta cu 7 lei, am fost dată la Mega Image, am văzut ceva produs și am început să zic 7 lei. Și de atunci am zis 7 lei. Dar am rămas cu 7 lei în gură de atunci. Ha, pule, cu alea n-am rămas în gură. Și... cel mai nașpa este atunci când intru într-un loc nou, adică omul obișnuit să uită în jur, eu în schimb mă uit în jur și am devenit faimos datorită acestui sindrom și acum toată lumea vrea să mă scape de el. Adică... unii oameni au început să-mi dea sfaturi despre cum să fac față ticurilor, ceea ce ador, adică nu au reușit să descopere savanții. Pule! Nu au reușit să descopere savanții, ce au reușit Vasilica din Tecuci cu puțină pozitivitate și urele esențiale. Și a face comedie cu turist este genial, adică... Pule, după cum vedeți... Chuck Norris. Chuck Norris. L-am pomenit și pe el. Chuck Norris. S-a mirat 7 lei. Ce? L-am pomenit și pe el. El încearcă să aibă un discurs cursiv, dar este întrerupt. Și era el luat prin surprindere. Asta a fost cea mai tare chestie. S-a-mi gândit, ce? Bă, de unde a venit asta? Băi, incredibil, incredibil. Îți dai seama ce e acolo. E o lume întreagă, o lume întreagă. Buci. Exact. A revenit Buci. Gata! Revenim serios, Buci. Deci am început să mă apuc de actorie crezând că aș putea interpreta nebunul. Bine, a durat doar un episod. După am primit un rol într-un serial polițist. Eu fiind mortul. Nu ți iese. Așa nu ți iese. Poate să joace mortul? Nu cred. Așa a luat naștere The Walking Dead, știi? Când vine vorba de mâncare, să știți că e o luptă continuă, ca să înțelegeți. De la mine a pornit rețeta cu fasolea bătută. Și când mă duc la restaurant, este să am mare grijă, deoarece involuntar am comandat țâțe și buci. Nu mai râdeți, că e nașpa să nu primești nimic. Pule, alea nu le primesc. Doamne, ce drăgă. Bă, este atât de drăgălaș, bă, extraordinar. Și atâta autoironie trebuie să poți să duci treaba asta, bă. Și în continuare vreau să vă arăt cum s-a obușnuit bunica mea cu mine. Mamă, zici, spune ceva fanilor. Unde? Pule. Pule. Zile ceva. La cine să le zic? Oamenilor care se uită la noi. Buci. Buci. Pule. Pula. E bunica mea, e genială, mă jur. Are 81 de ani. Mulți înainte. Mulți înainte, domn. Este extraordinară. Buci. O, pule. Lasă-mă, Andrei, închide, nu mai mai arăta tu la oameni. Salută-i și pe ei. Salută-i, spune-i, salut, vă salut. Vă salut, dar ce, pe cine să salut? Se uite la noi, după aia. Dar ce privire caldă are bunica ta, jur, deci... Pare un om atât de bun. Cam asta am fost, eu mă mulțumesc. A greșit ea ceva de s-a ales cu tine. Iar plângi, badă. M-am mișcat. Când vezi o bătrânică, o bunicuță, un cățel, o chestie așa, o plicărire de omenie, chiar imediat vibrează. Iar pe-și bagă. Este preperul nostru în chestiunea asta. Eu mă mir că încă mai am reflexe, mă uit. Ești de la oboseală, că și acum uite că sunt așa un pic de la... Și acum plângi? Mm. Mă, și provoci, fătute în buci. Ce te plângi? Păi, te uiți așa la mine, ia, plânge, nu plânge, ia să-l vedem, ia să-l... La ce te gândești, mă, tu când te buvnește plânsul, Dani? Ce e greu foarte... o fi pentru bunica aia să aibă un nepot, așa, da, cât multe, de dificil e viața multe să ajung să-l... E de la oboseală și plus machiaj, mi-a intrat machiaj în ochi, nu știți voi, dar aici e foarte dificil să stai cu machiaj atâtea ore. Vrei niște apă? Nu, mersi. Dă un pupic. Crezi că ai putea face față succesului în cazul în care ai câștiga? Nu știu. Cred că ar fi copleșitor. Caca.
Iată. Taca. Este savuros, este superb, este superbisim, este... Mi-a zis că e un înger de copil. Zic cu morsa. Putea. Tu s-o fuzi, mă. Mamă, ce timing are, bă. Ce? Acest băiat dacă câștigă, are pachetul, mă, are pachetul, ai umor. Ai umor, este mai mult decât umor. Normal că ai umor, este mai mult decât umor. Bun. Tu te curbuci, muie, put, îți jur că așa a fost toată tinerețea asta nenorocită. Asta am scos pe gură și iată că am avut succes parțial. Mă bucur că ai venit aici. Îmi pare rău că nu răspunzi la telefon. M-ai sunat? Acum. A, mersi, apreciez. Vreau să atrag atenția că te bâlbâi. Așa? Mă bucur că ești aici, că ai curajul să spui pule. Un text de pule și de patru propoziții și alte mizerii pe care sunt sigur că le îndrăgești. Am cunoscut succesul suferind imaginar de ceea ce suferi tu și mă bucur că s-a întâmplat așa. Vom face și piesa aia împreună dacă răspunzi la telefon. Acum știu clar că nu trebuie să mai construiesc un text. Trebuie să dau un text mai vechi, că-l faci tu cum știi. Așa. M-am emoționat. Ai cartonașul de bingo și nu este un act de caritate. Nu este un act de caritate odată ce a fost votat de către cei de acasă, să ajungă în finală. Exact. Înseamnă că și-a demonstrat skill-urile. Niciodată în cele 9 sezoane aici nu s-a votat emoțional. Asta e tare la ai umor. Toată lumea aici, culmea, își câștigă demnitatea fiind jurizați strict profesional. Am râs sau nu am râs? Ne-ai impresionat sau nu ne-ai impresionat? Simplu. Sunt impresionat. Bravo, mă! Bravo! Mersi. Să știi că m-aș bucura să câștigi ai umor. Eu cred că ai meritat să câștigi ai umor. Și eu. Dacă ar fi să scoatem din discuție această... nu știu, afecțiune, să-i zicem, aoleu, ai fi un stand-upper începător cu niște premize foarte bune. Însă nu avem cum să eludăm această afecțiune și nu avem cum să nu judecăm întreg pachetul. Iar întreg pachetul este, într-adevăr, impresionant. Mulțumesc. Asta este părerea mea. Mersi mult. Pule. 7 lei. 7 lei. Bun. El este de candoare. E un om care luptă tare mult. Da. Este absolut epuizantă lupta lui, pentru că nu e o chestie pe care o poți face în liniște. Nu poți să controleze, da. Oriunde îi fi, atrage atenția. Asta e găina, nu? Da, da, asta e găina. Foarte bună. Foarte bună. Bravo, băi! Bravo, băi! Yay! Mersi mult de tot. Mersi. Da. Da. Dar dacă vrei să încerci o părere 100% sinceră, din punctul meu de vedere, principalii favoriți în seara asta sunt Mădălin, Tasic și cu Ștefan. Din punctul meu de vedere, au avut cele mai, nu știu, numele pe placul meu. Eu cred că o parte dintre concurenții de astăzi, cei care au ajuns la votul publicului, au un mic sentiment de frustrare. Cred că au. Pentru că, în mod evident, el are și acest element, dar nu, atenție, nu de caz social. Are acest element care îl face, cred eu, votabil. Deși sunt absolut convins că pot să-l votez pe Andrei Ungureanu și fără această perspectivă. Eu am o sensibilitate pentru Andrei. Indiferent că s-a încurcat, că a avut... E vorba de el ca om și de vibe-ul pe care îl are și de modestia pe care o are, care s-ar putea să-l ducă foarte departe. Știi care e faza? Că la orice show de talente există și oameni cu un gen de poveste. Că așa e viața. Noi suntem mai norocoși și nu avem nici sindrom, nici probleme în familie, nu știu ce. Și am zis mai puțin norocoși. Acum ăia care au ceva, ăia ce să facă? Să nu zică? Dacă nu, evident, sunt perfect de acord. La ce să cum ar fi?